Nu se știe. Când ai nevoie. A fost un chirurg aici în România ce a spus, a fost una vedetă și a stat în judecată pentru o problemă cu nasa. I-a spus, după 3.000 de operații, una poate avea... 3.000 de operații? Este un exemplu. Una poate avea una complicație sau un erore. Acesta a fost replicarea de un chirurg famos aici în România. Este adevărat. Pentru că suntem oameni, poate să întâmple ce faci un erore o să întâmple una complicație. Dacă ești ok cu ești medic, poți să faci. Actele, ești medic. Da. Dacă actele sunt ok, bine, se întâmplă. Da. Dar actele sunt ok. Dar actele, chiar actele, dacă ei nu sunt ok, și chiar faci treabă bună, totuși nu e ok. Da, înțelegi ce spui, pentru că este problema legală. Da. 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 Ce logică frumoasă, îmi simt într-o propoziție, Mateo, Muchi a sintetizat tot. A zis foarte corect, Muchi, pentru că în orice stat din pe planeta asta, tu trebuie să ai întâi cadru pentru care să-ți, prin care să-ți desfășori meseria pe care vrei să o faci. Nu întâi faci meseria și după aia faci cadru, că nu e... Pui carul înaintea puilor. S-a grăbit, cred că era atât de pasionat și își dorea atât de mult că nu n-a mai avut răbdare, a avut acum. Nu. Am avut Instagram, poți să te grăbești, dar cu medicina eu nu aș merge pe ideea asta. Asta zic că dacă era cu afor sau altceva mai mergea. Că e pe parte creativă, mai poți să coafezi fără să faci nu știu ce cursuri. Dar pe parte când lucrezi în interiorul omului, e bine să faci și școală, eu așa zic. Da, ba, am făcut școală. Da? Problema, da, la faptul a fost, eu cred, pentru că este chirurgia estetică. Da. Ce include banii în persoane... Da? Crezi că ai fost cumva și tu, ca și mulți alții de aici din țară, dărâmat de sistem? Eu cred, cum a spus avocatul meu, probabil sunt victima. Și tu ești victima, sunt foarte multe victime ale sistemului în ultima perioadă, nu știu cum o să reușim să ieșim pe stradă și dăm numai de victime ale sistemului, ales la televizor, stai să vezi câte victime ale sistemului găsim acolo. Asta e, sistemul ăsta e dur. Ok, tu ai avut treabă cu sistemul? Ai probleme cu sistemul? Cred că toți avem probleme cu sistemul, dar... Nu așa mare ca da, am avut eu. Nu așa cum am avut. Păi, ideea este că, indiferent că ești străin sau că ești român, că îți place sau nu-ți place, sistemul ăla de aia există. Poate nici mie nu-mi plac unele lucruri din sistem, poate nici mie nu-mi place să văd că unii au terminat o facultate de psihologie și spun că sunt psihologi și lucrează cu oamenii, deși la bar n-au nimic, că în facultate nu vezi nimic, fie vorba între noi, și nu mai fac alte specializări, se mai duc la un master unde iar nu învață nimic și ajung și mă celoresc cu oamenii, creierul oamenilor, că și acolo e. Așa? Poate nici mie nu-mi place chestia asta. Poate nici mie nu-mi place să vezi niște oameni care au fentat cu cursuri de coaching de 2 luni și mă celeresc la rândul lor alți oameni cu creierul, că n-au învățat nimic nici în cursurile alea de coaching și vă rog eu frumos, facem o dată un debate cu toate șefele astea de școli de coaching. Vin eu cu ele. Pe cuvântul meu, donare, vreau să facem o dată. Pentru că este o mare escrocherie și acolo. Să ai